ceea ce s-a dorit prin acea vizită în cadrul Spitalului Județean. Iar discuțiile, eu cred că au fost de bun augur, am avut discuții pe mai multe teme, din acest motiv aș dori să scuzați întârzierea cu care are loc această conferință de presă, pentru că discuțiile au fost mult mai ample și au fost mai mult decât atât, a fost constructiv, da, pe tema Spitalului Județean Grădeanu. În acest motiv aș ruga-o pe doamna, care a condus discuțiile în această după-amiază, să vă relateze și să spună ceea ce s-a discutat. Aș începe să vă spun că mi-a făcut mare plăcere să discut astăzi cu medicii, cu medicii șef de secție din cadrul Spitalului Județean Ploiești, pentru că a fost o discuție absolut deschisă, cu cărțile pe față, profesională, de ambele părți. Și probabil că ați și observat atmosfera care a rămas după discuția avută cu dânsii și este una din cele mai plăcute. Am explicat exact ce s-a întâmplat în noaptea respectivă, care au fost motivele pentru care am cerut președintelui Consiliului Județean anumite demiteri, care au fost motivele pentru care m-am exprimat legat de acreditare, anumite standarde și anumiți indicatori și modul în care văd eu desfășurarea lucrurilor în continuare din punct de vedere al calității procesului de îngrijire. Vreau să vă aduc aminte că serviciul medical, actul medical, nu se rezumă doar la munca medicului. Actul medical este un act furnizat de o echipă și fiecare membru al echipei are un rol. Calitatea îngrijirilor face parte, de fapt este o parte importantă a calității actului medical. Începând de la munca personalului auxiliar, la munca personalului mediu și la munca medicului. Au fost de acord că ceea ce am relatat și ceea ce am văzut a fost real. Fără nicio conotație politică sau alt fel de conotații. Pur și simplu a fost realitatea. Și cred că fiecare dintre dânsii a plecat cu convingerea că am spus doar adevărul. Pe de altă parte, împreună cu președintele Consiliului Județean, cu managerul spitalului, am identificat și cu șefii de secție soluții la anumite probleme. Dar mai mult decât atât, am discutat și anumite lucruri, hai să spun mai profunde, care țin de blazarea medicului pe un anumit palier, de povestea că merge și așa. Lucrurile s-au schimbat în ultimii 2 ani. Au recunoscut-o și au început să se facă investiții în spital. Pe de altă parte, este nevoie de o mai mare implicare a echipei, pentru că vorbim de echipă. Eu vă spun foarte sincer, n-am înțeles supărarea dânșilor, pentru că n-am discutat nicio clipă despre actul medical. Nu am eu căderea să analizez modul în care... N-am căderea să analizez relația medic-pacient. Actul medical este analizat de Consiliul Medicilor, de alte entități. Eu am analizat modul în care acordăm actul medical. Lucrul în echipă. Mențin ceea ce am afirmat atunci, despre ce nu mi-a plăcut, despre ceea ce n-a fost conform, despre ceea ce n-ar trebui să existe într-un spital. Am scos în evidență și faptul că Direcția de Sănătate Publică ar trebui să se aplece mai des asupra acestor aspecte. Am înțeles că spitalul are 2 medici epidemiologi, care trebuie să verifice la rândul lor modul în care se acordă îngrijirile și modul în care se comunică cu pacienții. Dar am mai avut și discuții legate de investițiile pe care Ministerul Sănătății le va finanța în spital, investițiile în echipamente. Pe scurt, a fost o discuție foarte constructivă și care mie mi-a făcut mare plăcere. Și asta mă face să vin mai des să discut cu dânsii, pentru că am aflat multe lucruri care pot fi corectate, inclusiv legislativ, și pe care le-am aflat și de la alții medici, dar pe de altă parte am aflat și cred că și domnul președinte și domnul manager a aflat care sunt și mulțumirile și nemulțumirile. Deci a fost o discuție foarte constructivă și foarte deschisă. Aș vrea să mai adaug sau să repet că toate aceste vizite ale mele n-au nicio conotație politică, n-au nicio legătură cu imaginea. Pur și simplu m-am săturat în calitate de ministru să fim arătați cu degetul ministerul și ministrul pentru anumite lucruri care pot fi reglate sau care sunt în fișa postului
unui director de vigil, unui asistent șef, chiar unui șef de secție. Cred că o spun nu știu câta oară, sistemul suntem noi. Nu ne uităm la sistem, așa, ceva abstract, îndepărtare, nu, sistemul suntem noi și noi, fiecare, trebuie să avem grijă să ne facem treaba, datoria și să schimbăm în bine sistemul. Sper să nu pară clișeic, dar asta este. Eu îi mulțumesc domnului președinte că m-a invitat și că m-am auto-invitat uneori, spuneam, aș veni totuși să stau de vorbă cu cei de aici. Și în continuare cred că acest spital are potențial. Trebuie să atragă medici pe anumite specialități, să aibă grijă de investițiile pe care le face, astfel încât să fie eficiente și în folosul pacientului. Aș vrea, înainte să vă termin sau să vă dau dumneavoastră cuvântul să ne adresați întrebări, aș vrea să specific două lucruri importante. În primul rând, din ce am înțeles și am discutat cu domnul manager, faptul că niciun șef de secție nu își va da demisia, așa am înțeles. În al doilea rând, proiectele pe care Consiliul Județean le are deja pregătite pentru Spitalul Județean Secția Nord vor continua. Rugămintele noastre către Ministerul Sănătății sunt în continuare de a ne sprijini pe partea de dotări și cred că vom avea succes cu binevoința domnului ministru. Și mi-aș dori să înțeleagă toată lumea că neregulile constatate, neconformitățile care au fost constatate la doamna ministru în acea seară, nu au fost cele care au stat la baza solicitării mele pentru conducerea actuală de a demisiona. Nu. Acelea au fost cireașa după tot, sau picătura care am vrut paharul, cum ați dat dumneavoastră să evidențiați acest lucru. Cel puțin pe zona de cardiologie, o secție proaspăt renovată acum un an și jumătate, în afară de prosopul care nu și-a dat rostul acolo, pentru că nu era prosop de hârtie igienic și scaunele, și încă și nu, nu, mă opus și gărata au fost la neurochirurgie și acolo chiar era mizerie. Nu, aș vrea să stabilim că pe secția de cardiologie neregulile nu au fost atât de grave cât să ducă la demisia domnului doctor Abu, un medic care totuși are o prestație foarte bună, este recunoscut, din 84 grade sunt ocupate, adică chiar este solicitării și lumea care este tratată de lumea lui pleacă cu un grad de satisfacție destul de ridicat. Da? Deci aș vrea să scoatem și să evidențiem acest lucru că nu a fost vorba despre acele mici și punctuale non-conformități. Da? Dar, totuși, activitatea Spitalului Județean, da? Dacă este să o luăm per total, de-a lungul celor 3 ani de când instituția are la dispoziție fonduri, de când instituția este sprijinită de către Consiliul Județean, feedback-ul din partea pacienților și aparținătorilor este unul negativ. Lucru pe care noi ne dorim să-l îmbunătățim. Da? Noi, Consiliul Județean, administratorii spitalului și din ce am înțeles de la domnii doctori și dumnealor își doresc acest lucru îmbunătățit, pentru că nu sunt de acord cu foarte multe lucruri și mai ales cu ștampila pusă pe această instituție de Spitalul Groaznic. Lumea trebuie să înțeleagă și volumul mare de pacienți care ajunge aici, adresabilitatea acestui spital, să înțeleagă lipsa de personal, să înțeleagă faptul că doctorii fac gărzi foarte multe și gradul de obosire se acumulează și că trebuie sprijinită activitatea din toate părțile, atât de către Consiliul Județean, de către Colegiul Medical, de către Minister, de către DSP, pentru a îmbunătăți. Toată lumea trebuie să lucreze în echipă pentru îmbunătățirea serviciilor medicale și calității actului medical în tot ceea ce înseamnă. Roxana Tănase, observatorul Prahovean. Cine va asigura interimatul la Spitalul Județean? Până când discuțiile în CEA se vor finaliza pe această temă, l-am rugat pe domnul director să continue o perioadă de activitate. Faptul că vorbiți, Simona Voță, Radio România, faptul că vorbiți de discuții în CEA, să înțeleg că încă nu s-a terminat discuția și că
demisiile depuse nu sunt încă aprobate? Adică demisiile, în momentul acesta, depuse, la această oră, demisiile sunt depuse și sunt aprobate? Nu sunt aprobate, demisiile au fost depuse vineri după amiază. Începând cu data de 8, scria în comunicatul domnului director, pe care am să-l rog să-mi răspundă și la întrebarea de ce a simțit nevoia să-și ceară scuze în numele presei. Ne iertați fiecare jurnalist pe limba lui Pierre. Mi-ați adresat și da, vă rog. Și vă rog, vă rog. Deci care e stadiul demisiilor? Mâine se va întâlni CEAU pentru a aproba demisiile. Deocamdată nu s-a întâlnit CEAU. Demisiile sau demisia? Pentru că în acel comunicat demisiile. De presă se scrie demisiile. Că managerul înainte de a înainta demisia a aprobat demisiile celorlalți doi directori. Da, domnul Florea, directorul economic, nu își depusese vineri demisia și a depus-o astăzi dimineață. Ca să vă răspund și dumneavoastră și dumneavoastră. Deci care e stadiul exact? Sunt depuse și neaprobate? Corect. Toate legea prevede ca și comitet director funcționarea în baza contractului de administrare încheiate între manager și director. Aceste contracte de administrare prevăd încetarea și prin acordul părților sau prin alte modalități, iar în data de vineri, directorul medical și directorul de îngrijiri au înaintat către mine ca manager această solicitare de încetare a acestor contracte de administrare, da? Din calitatea lor de director. Acest lucru l-a făcut și directorul financiar în cursul dimineței de azi. Eu am aprobat aceste solicitări și pentru perioada următoare vom stabili interimatele pentru aceste direcții. În ceea ce privește mandatul de manager, vă repet, a fost încheiat contractul în data de 25 martie, a fost prelungit cu act adițional pentru 3 luni pentru organizarea concursului și da, voi asigura interimatul la solicitarea Consiliului Județean până când se va stabili ori prin procedură de concurs, ori prin numire, conducerea și reprezentarea legală a acestui spital. M-ați pierdut un pic. Deci, domnul președinte spune, mâine CEAU va valida demisiile, sau cum, doamne iartă-mă, vor vota pentru acceptarea demisiilor, dumneavoastră spuneți că sunt deja aprobate. Interimat. Deci care e procedura corectă? Directorii din subordinea dumneavoastră, deci nu dumneavoastră, dumneavoastră sunteți pe contract încă 3 luni, am înțeles. Și directorii sunt pe contract. Și directorii sunt pe contract. Încă 3 luni, domnul manager, pentru că trebuie să asigure interimatul. Ceilalți 3 directori, în momentul ăsta, sunt demisionari, sunt demiși, care e statutul, sau ce hotărăște mine ce au, mai validează dacă ați aprobat dumneavoastră, care e procedura? Directorii, vă repet, au înaintat către mine această solicitare. Managerul a aprobat demisia este un act unilateral de aprobare. Nu este vorba despre o demisie. Dânșii au contracte de muncă pentru funcțiile lor de bază, care au fost suspendate pentru perioada contractului de administrare. În baza contractului de administrare, dânșii au solicitat încetarea acestui contract de administrare în calitate de director și eu le-am aprobat această solicitare. Data de vine. Mai departe, CEAU va analiza acest lucru și sigur va propune un interimat, poate să fie din alte persoane sau din alte, sau din aceleași. Mă înțeleg și îmi răspunde și la întrebarea de ce v-a simțit obligat să sigur că dați un comunicat în numele ziariștilor să vă cere scuze? Comunicatul l-am dat în numele meu ca reprezentant legal al spitalului și am făcut mențiunea că îmi cer scuze public, doamne ministru, având următoare două considerente. Pentru titlurile neadevărate care au apărut în unele publicații, evident că nu în toate. Un exemplu? Da. Și vă dau exemplu, acel titlu în care se afirma că conducerea Spitalului Județean sau Spitalul Județean acuză pe doamna ministru că a mințit. Și ceea ce este total neadevărat. Iar eu am cerut scuze public doamnei ministru în numele spitalului pentru acest titlu neadevărat. Chiar dacă conținutul articolului spune altceva. Dar titlul acest enunțat. Iar pentru acest lucru am făcut. În altă ordine de idei, am simțit nevoia ca scuzele să le prezint doamnei ministru pentru faptul că toate afirmațiile dânsei, din punctul meu de vedere, erau corecte și adevărate, având în vedere standardele de calitate pe care trebuie să le respecte spitalul. Relația cu presa, relația, relația cu presa v-am explicat și cred că este suficient. Doar pentru unele titluri care au apărut.
Harry Ștefan, necenzurat pe H. Doamna ministru, vrem să știm și noi, ne povestiți atât de frumos că spitalul n-arată bine, dar nu e nici rău. Vrem să știm și noi că ne-ați vorbit până acum la televizor de coplată. Ce facem cu infirmierele din județean care iau bani de la pacienți non-stop? În primul rând vreau să vă corectez. Nu este vorba de coplată. Coplata este altceva, contribuția personală a pacientului este cu totul și cu totul altceva. Ce facem este problema dumneavoastră. Dacă mie mi se sesizează un astfel de gest, categoric anunț organele care sunt în drept să cerceteze acest lucru, dar dacă dumneavoastră știți și nu informați conducerea spitalului, președintele Consiliului Județean, asta este problema. Dar să credeți că în spitale nu știu conduce ce fac ăștia mici de sub ei? Eu spun că asemenea fapte trebuie probate. Nu spun că nu se întâmplă. Eu însă mi-am recunoscut că se întâmplă astfel de lucruri, ajung și la mine. Dar astea trebuie probate. În momentul în care ai probe, poți să iei măsurile care se impun. Până la urmă, spuneți-ne și nouă, cum e Spitalul Județean Prahova? E bine, e rău? Că n-am înțeles. Acum ne spuneți că nu e așa de rău. Era mai rău decât Constanța. Secția neurochirurgie, eu să vă rog să nu-mi interpretați spusele, pentru că nu am spus așa. Am spus că aici, în Ploiești, secția de neurochirurgie nu corespundea și era mizerabilă. Și nu am fost singură. Am spus despre secția cardiologie că există anumite neconformități și declarațiile mele sunt aceleași. Cu siguranță nu este ce ne-am dorit și nici ce v-ați dorit dumneavoastră. De aceea am scos în evidență anumite lucruri. Anumite chestiuni interpretându-se politic. Nu, am venit pur și simplu ca și un ministru care dorește să vadă cum funcționează lucrurile. Nu sunt în regulă. Categoric nu sunt în regulă. Sunt medici, am spus că nu comentez actul medical pentru că nu am căderea să o fac. Și sunt convinsă că acești medici cu care am discutat astăzi au salvat multe vieți. Am discutat pur și simplu despre procesul de îngrijire. Curățenie, lejerie. Să în perioada când vin aparținătorii, între 4 și 5, să vedeți cum apar infirmierele peste tot. Când vin aparținătorii. Promit să vin, nu în perioada următoare, dar o să vin. Voi reveni incognito sau, mă rog, în vizite inopinate, în fiecare spital în care am fost. Și referitor la Constanța, la Constanța am fost pe trei secții, cardiologie, neurologie și pediatrie. Neurologia era dezorganizată, era debandată, dar nu era mizeria care era aici în neurochirurgie. Asta a fost discuția. Deci doar secția de neuro. Doar. Celelalte secții nu le-am vizitat, am să mă duc. Chiar mi-ar face plăcere să merg, dar repet, asta nu are nicio legătură cu discuția pe care am avut-o astăzi cu medicii. Foarte constructivă? Nu. Mă gândeam, poate vă duceați și descoperați că măcar asta s-a rezolvat după vizita dumneavoastră. Strălucești m-o bucurat, că... nu știu, găseați un ceva bun. Deci am venit la 4 dimineața de la Constanța și Slobozia. Am avut treabă și la minister astăzi, deci nu voi veni într-o vizită anunțată să verific calitatea mopului sau dacă este curat sau nu, în niciun caz. Și din punctul meu de vedere, nu ar trebui să se facă curat că vine ministrul sau că ne gândim că poate apare ministrul. Și cred că ar trebui să se facă curat așa cum trebuie și nu ar trebui să fim mulțumiți cu toții cu jumătăți de măsură. Că merge și așa este o chestiune care ne caracterizează. Nu mai merge și așa. Ne plângem de infecții, ne plângem de alte lucruri. Asta discutam și cu medicii. Dumneavoastră faceți un act medical de calitate, operați foarte bine un pacient, dar vine personalul sau un aparținător care vă compromită munca. Adică poate nu poartă mănuși, poate nu are o igienă corectă și atunci compromite munca medicului. Deci până la urmă, așa cum spuneam, este un ansamblu această calitate a îngrijirilor. Cred că dorința fiecăruia dintre noi, cei care suntem aici, este ca lucrurile să funcționeze așa cum trebuie, nu oricum. Asta este și rostul vizitelor mele inopinate în spitale, pentru că da, când vine ministrul, toată lumea curăță, șterge geamul, dă cu mopul. Vizita de azi a fost inițiată de dumneavoastră, de domnul președinte sau de medici? De domnul președinte. Domnul președinte mi-a spus că a avut o discuție cu medicii, că ar fi bine să am o discuție cu dânsii
Și atunci am spus, da, voi veni luni. Pentru a clarifica lucrurile, exact. Dezamorsa atmosfera din spital. Nu neapărat, pentru a clarifica. Legat de clarificări cu privire la acreditare, ce ne puteți spune? Deci cu privire la acreditare, orice spital din România până în 2015 a trebuit să treacă printr-un proces de acreditare în care erau evaluați peste 2000 de indicatori care scoteau în evidență calitatea îngrijirilor într-un spital. Și să vă dau un exemplu. Dacă spitalul are parcare corespunzătoare, dacă în oficiul alimentar există grafice de curățenie. Sunt câteva exemple banale din cei peste 2000 de indicatori. Sunt 11 standarde de calitate care au fost evaluate de către o echipă. Din punctul meu de vedere, modalitatea în care se făcea dezinfecția în secția neurochirurgie nu corespundea indicatorului din standardul de îngrijiri. Și mai multe. De exemplu, o neconformitate este că într-un spital nu se mai folosesc prosoapele de pânză, se folosesc prosoape de hârtie. Logic. Într-un spital nu sunt permise scaunele cu o tapiserie care nu poate fi dezinfectată. Tot indicator. În momentul în care am spus aceste chestiuni, mă refeream la faptul că pe secția neurochirurgie, în momentul în care eu am fost, părea că nimic nu respectă standardele de îngrijire. Și am spus că eu pot să cer ridicarea acreditării, dar voi cere reevaluarea anumitor indicatori din standarde. Asta a creat o polemică. Și este normal. În primul ciclu de acreditare sunt convinsă că s-au făcut tone de proceduri, că toată lumea a fost instruită să spună da, nu, ba, dar în momentul în care o infirmieră spune, întrebându-o ce faceți, doamnă, spăl pe jos că am auzit că sunteți în spital. Dintr-o găleată murdară cu un moc murdar. Deci, cum să vă spun? Nu se respecta niciun standard. Asta a fost discuția. Ca să pot face acest lucru, adică eu ca ministru, în calitate de ministru al sănătății, nu pot. Eu trebuie să cer Agenției Naționale de Management în calitate să fac o reevaluare pe anumite standarde pentru anumiți indicatori. De aceea, aceste lucruri pe care le-am spus și solicitarea mea, propunerea de fapt de a demite directorul de îngrijiri, dar domnul manager poate să facă evaluare, inclusiv vis-a-vis de managementul calității în spital, care trebuie să se ocupe de aceste lucruri. Toate acestea conduc la o bună organizare și desfășurare a actului medical. Eu le spun gesturi mici, efecte mari. Să știți că fiecare spital în pragul acreditării ciclul 1, care s-a finalizat în 2015, era ultra mega pregătit. Un indicator, dacă este loc de joacă pentru copii exterior spitalului, era un indicator. Dacă spitalul are lift exterior separat de transportată zona murdară. Deci acestea sunt chestiunile care s-au evaluat atunci. Toate făceau întregul. Dar, doamna ministru, aceste recomandări de demisie, de amenințarea acești oameni, cât de mult credeți că va rezolva problema din sistem? Păi, să știți că asta am discutat și cu medicii și repet, am avut o discuție foarte constructivă. În momentul în care vine un ministru și vede că lucrurile stau într-un anumit fel pe o secție, se gândește logic că până a venit, au existat sancțiuni. Adică a fost sancționat cel care n-a spălat bine, a existat ceva. Înseamnă că nu se mai poate face nimic și ultima fază este solicitarea demisiei. Medicii mi-au spus să, știți, nu există, nu avem ce să le facem și noi vedem asta. Zic, ba da, aveți un referat de fiecare dată când se întâmplă asta, adresat managerului care convoacă o comisie de disciplină și sancționează prima dată avertisment, apoi pecuniar, până când lucrurile intră în normal. E asta nu s-a întâmplat. Eu n-am mai întrebat în seara aceea dacă s-au dat sancțiuni. Nu. Am spus, e clar, până să vin eu și dacă așa s-a întâmplat. Pe de altă parte, secția neurochirurgie, că de astăzi am vorbit, șeful de secție a fost numit, dar i-am explicat că nu am nimic personal cu actul medical. Din potrivă. Este o secție care va intra în renovare, este supraaglomerată datorită pacienților care vin din toată zona, datorită faptului că există un număr mare de pacienți pe o suprafață mai mică.
Da, lucrurile acestea trebuie gestionate, adică alocăm de două ori mai mulți bani pentru dezinfectanți și pentru proceduri. Da, pentru dar mă gândesc, va schimba și mentalitatea oamenilor, angajaților, credeți-mă? Mentalitatea se schimbă prin coerciție. Eu îmi doream asta când am venit la conducerea ministerului, am și spus, îmi doresc în continuare să schimb mentalități, dar pot să vă spun, după un an și ceva, că fără coerciție nu există schimbarea mentalității. Prin urmare, există reguli în spitalul public, că despre asta vorbim acum, și în spitalele private, dar vorbim despre spitalul public, care trebuie să respectate de toată lumea. Ce se va schimba concret pentru pacienți în acest spital, în acest moment? În bine siguranța. Pentru că atâta vreme cât un spital este curat, riscul să facă infecții este mult mai mic. Cu siguranță unii și-au învățat lecția. Vă referiți la DSP Prahova? Da. Ce nemulțumiri aveți în legătură cu conducerea DSP? Ce ar fi putut să face pentru a nu se ajunge ca un ministru să constate la fără ceea ce de ați constatat dumneavoastră? Nu. Asta este... Mulțumirile doamnei, nu ale dumneavoastră. Și ale noastre. Trebuie să le spunem și... Deci îi spuneam, doamne director, că un inspector DSP, inspecția DSP, trebuie să fie prietenă cu cei din spital după ora 16. Până la ora 16 sunt cei care îi controlează, din punct de vedere a măsurilor igienico-sanitare. Pe de altă parte, am avut și control în Crucișat. Național, aici au fost în control inspector de la Direcția de Sănătate Brașov. Publică Brașov. Domnul manager Brașov. Cu care încă n-am avut o discuție. Dar ați observat că s-au dat amenzi la Brașov. De altfel, noi vom publica raportul controlului Crucișat pe site-ul Ministerului, așa cum o facem de fiecare dată, nu raportul, măsurile care s-au luat și neconformitățile majore care s-au găsit. Deci, până la urmă, cred că îmi dați dreptate. Las că merge și așa funcționează din plin. Dar, nerespectând aceste lucruri, periclităm siguranța pacientului și calitatea actului medical pe care medicul o face. Exact așa cum vă spuneam. Sunt și alte măsuri pe care le vom lua vis-a-vis de inspectorii care au verificat controlul Crucișat și toate celelalte. Dar cred că în acest moment este important ca cei care au greșit să-și învețe lecția astfel încât să nu mai avem probleme de genul acesta. Doamna ministru, Cristi Georgescu, antrenorul și antrenatic. Spuneți că ați discutat împreună cu șefii de secții mai multe aspecte și rezolvarea unor probleme de bună augurie. Având în vedere că aceste astfel de probleme au fost întâlnite și în alte spitale din România, vă gândiți să o creonați o seamă de măsuri pe care să le impuneți, nu știu cum considerați să punem aici cuvântul, astfel încât pacientul să aibă parte pe lângă siguranța curățeniei și de alte lucruri benefice în spital. Știți, este foarte greu să vă spun, da, sigur, vom lua măsuri, vom schimba legislație. Nu, avem legislație. Avem legislație, doar trebuie să o aplicăm. Deci, în primul rând, vom verifica prin direcțiile de sănătate publică, epidemiologie din spital și serviciile de supraveghere prin controlul infecțiilor în spitale, modul în care se aplică procedurile și protocoale. Deci nu trebuie decât să ne facem atribuțiile din fișa postului. Atât. Domnul director, puteți să ne spuneți în ultimul an sau anul acesta, de cât a venit DSP și câte amenzi s-au obținut în țară? Au fost mai multe verificări pe cursul anului trecut. Anul acesta a fost controlul Crucișat pe colegii de la DSP Brașov, au venit în verificare și da, în urma controlului au fost și făcute și efectuate de colegii de la Brașov, au fost constatate unele nereguli, unele neconformități care au fost încadrate în lege și s-au stabilit și măsuri și avertismente. Pe de o parte, ceea ce vreau să vă spun este că un control nu face decât o radiografie a situației de fapt constatate la acel moment. Și da, activitatea spitalului este în permanentă mișcare. Sigur că unele lucruri care poate un control să le constate ca neconformități la un moment, ele pot fi corectate, se constată că au fost corectate și pe o perioadă de timp să se revină iar la o neconformitate. Lucrurile acestea sunt în permanență, mai ales în ceea ce privește curățenia și îngrijirea spațiilor în care
În afară de demisiile acestea despre care am vorbit, controlul doamnei ministru s-a lăsat și cu alte sancțiuni, mă refer la femeia de serviciu care spăla doar că auzi că e doamna ministru în spital. A fost sancționată în vreun fel sau altcineva? Noi, în primul rând, am stabilit și am elaborat un plan de măsuri pentru a corecta neconformitățile și cele constatate și anunțate de doamna ministru și cele constatate de comitetul director sau de către compartimentul de specialitate pe prevenirea și controlul infecțiilor nozocomiale. Acel plan de măsuri a fost înaintat Consiliului de Administrație și Consiliul de Administrație a aprobat și a adăugat unele lucruri la acel plan de măsuri. Ele vor fi date pentru soluționare și se vor implementa. Și da, au fost propuse către cea și cea au aprobat și sancțiuni coercitive cu privire la asistentele șefe de tură pe secțiile care s-au constatat neconformități pentru personalul care efectiv răspundea în mod direct de efectuarea acelor activități de curățenie și sancționarea pe codul muncii tot ca măsură a directorului din vigilie. Adică, aveți anul ăsta. Câte astfel de măsuri și ce înseamnă sancționarea pe codul muncii? Ce au aprobat, ceea ce comitetul director a propus, se va trimite la compartimentul de specialitate, se va face în cadrarea juridică și pe codul muncii se vor lua sancțiunile prevăzute. Adică bătut obrazul. Adică inclusiv sancționarea cu 5% pe 3 luni, inclusiv în cazul unor abateri constatate mai severe, desfacerea contractului de administrare în ceea ce privește directorul de îngrijit. Acum, am considerat mai potrivit ca contractul de administrare în ceea ce privește pe doamna director să fie acceptat, aprobat și nu dat prin Comisia de Disciplină. Adică Comisia de Disciplină urmează să audieze persoanele propuse sigur, de dumneavoastră sigur, și acceptate da, pentru ca să se îndeplinească procedura legală, ca să nu poată fi contestată în instanță. Câte persoane? Îngrijitoarele, infirmierele și șefele de tură. Păi sunt 120. Două îngrijitoare și două infirmiere pe secția de neurochirurgie, un asistent șef de tură. Pe tură sau? 5. Nu, e vorba de tura respectiv. De 5. Și pe secția de cardiologie, la fel, încă două îngrijitoare. 7. Da. 7 persoane vor și șeful de tură de la cardiologie, care nu a anunțat 8. Problemele care vor ajunge în fața Comisiei de Disciplină. Nu a anunțat ce? Nu a anunțat faptul că au fost constatate niște nereguli, nu a anunțat neregulile constatate către asistenta șefă ca să le poată anunța mai departe conducerii și să se soluționeze. Ce nereguli? Vă referiți la ce? Adică eu am constatat niște lucruri, le-am spus. Și nu le-a dus mai departe? Nu, pentru că probabil că mi s-a reproșat la un moment dat că am fost, mă rog, drăguță. Eu nu vin să dau capul de bere pe nimeni. Deci, pur și simplu, am fost civilizată, am spus că astea nu sunt chestiuni, uitați că nu sunt în regulă. Probabil că au crezut că e o glumă sau nu știu. Și nu au transmis mai departe ceea ce am constatat. Dar eu am o chestiune. Probabil că n-au știut aceste lucruri. Adică n-au știut că sunt niște indicatori care au fost evaluați la un moment dat și care mai sunt încă valabili. Au știut, numai că au considerat că este în responsabilitatea asistentei șefe și a șefului de secție. Și s-au limitat la acest lucru. Am stabilit ca măsuri coercitive și faptul că nu au anunțat și nu au asumat mai departe pe linie ierarhică aceste probleme. Medicii au susținut că... Au fost sancționat personal din cadrul Spitalului Județean de la 1 ianuarie până acum? Sigur. Da. Sigur. Și DSP-ul, câte controle a făcut anul acesta la județean? Anul acesta a fost un control pe biocide, deci tematic, și a mai fost controlul încrucișat de la DSP. Nu, eu vorbesc de DSP Praua. Deci ați venit o singură dată în Spitalul Județean în 4 luni. Da, tematic. Domnul biocide. Și tematic. Ați vorbit despre angajarea unor medici în plus. Cum pot fi atrași medicii la Spitalul din Ploiești, având în vedere volumul foarte mare de muncă de aici? Medicii fug de aici. Nu, unii se spune, nu mai pot, nu mai rezist, prefer să mă duc în privat. Și discuția asta am avut-o eu personal cu o grămadă de medici de aici.
E adevărat, volumul de muncă este foarte mare aici, dar eu sper că odată cu majorarea salariilor, odată cu dotarea spitalului cu aparatură medicală, da, dar până la urmă va trebui să avem grijă și asta este problema Ministerului împreună cu președintele Consiliului Județean, să vedem ce se întâmplă cu spitalele din jur, cu spitalele de suport. Să vedem centre de permanență în Prahova, pentru că 300 de pacienți în 24 de ore la un medic, doi medici, cât sunt pe 300. Nu există centre de permanență în Prahova. Știu, nu există niciun centru de permanență în Prahova. A fost unul din județele pe care le-am citat ca și negativ, adică nu există, ori există prea multe în unele, ori în altele nu există deloc. Aici, Direcția de Sănătate Publică și cu Colegiul Medicilor, care aici ar trebui să se implice, trebuie să vadă exact ce se întâmplă. Din punctul meu de vedere, cred că un centru de permanență aici, în apropierea Spitalului Județean, ar fi perfect. Ar putea să preia urgențele cod verde, care teoretic nu sunt urgențe, și ar degreva foarte mult unitatea de primiri urgențe. Pe de altă parte, făcând o analiză, eu am studiat puțin solicitările spitalelor din jur vis-a-vis de aparatura medicală. Am constatat că spitalul din Izil cere aparatură de recuperare, semn că poate fi un debușeu pentru pacienții cronici. Spitalul din Câmpina cere altceva, semn că pacienții nu au ce căuta să vină neinvestigat din Câmpina sau să vină în urgență doar pentru un computer tomograf. Deci sunt mai multe lucruri care trebuie să analizăm. Computerul tomograf la Câmpina, am încercat să văd, rup, se închide la ora 2. La ora 2 nimeni mai face tomografie la tine. Dar, din punctul meu de vedere, poate fi acolo o asistentă care să facă achiziția și prin sistemul de telemedicină existent să se poate interpreta. Adică nu aduci pacientul din Câmpina, în Ploiești, aparținătorul stă 4 ore și așteaptă, exact asta s-a întâmplat în noaptea respectivă. Deci cum atrage medicii până la urmă la Ploiești? Prin dotare, aparatură și prin rezolvarea problemelor. Au și dotare și aparatură, nu vin. Și domnul președinte vă poate confirma. Sunt convinsă și știu. Repet, în primul rând trebuie să vedem ce se întâmplă cu spitalele de suport din jur. E adevărat, sunt foarte mult. Voi vedea ce se întâmplă la spitalul municipal. Pentru că, teoretic, o parte din presiune ar fi trebuit preluată acolo. Păi știți ce se întâmplă? Oamenii spun, e spitalul Groazei aici, vai ce condiții ce sunt, dar toate sunt astea vin aici în continuare pentru că nu aici au încredere. Bine. Da. Nu aș putea să spun că e spitalul Groazei. Nu, așa a fost denumit. Așa suntem acuzați, mai bine, cel puțin. Licență poetică sau jurnalistică. Da, jurnalistică, dar nu corespunde. Adică nu este spitalul Groazei. E adevărat. Lucrurile nu sunt așa cum ar trebui. Mă refer aici la calitatea îngrijirilor. Cred că ați înțeles foarte bine ce vreau să spun. Eu am toleranță zero la mizerie, pentru că mizeria duce la alte lucruri. Dar pe de altă parte, totuși aici, se desfășoară un act medical, sunt salvați oameni. Nu putem spune că e spitalul Groazei. Nu știu cum a ajuns la sintagma asta. Probabil că nu știu eu prea multe din ce s-a întâmplat. Dar nici nu cred că este important. Important este să rezolvăm problemele care sunt în acest moment. Medicii au susținut că vor demara diverse forme de proteste în cazul în care actuala conducere va fi demisă. În aceste condiții, vom avea proteste la Spitalul Județean. Nu a fost urmează. În cazul... Am o întrebare. Voi adresați întrebarea? Dumneavoastră, că presupun că dumneavoastră vi s-a adresat acel memoriu și... Nu a fost demisă conducerea. Conducerea a demisie. Și a dat. Deci doctorii nu vor face. Domnul ministru, spuneați mai devreme că este foarte importantă aparatura medicală dintr-un spital, ceea ce este foarte adevărat, alături de medicii care lucrează într-un spital, trebuie să existe și aceste echipamente medicale. În cursul acestui an, ce are în vedere Ministerul Sănătății pentru a veni în sprijinul Spitalului Județean de Urgență Ploiești? Mulțumesc că mi-a spus această întrebare. Sper să fie veci bună. S-a scos viu. Anul acesta, Ministerul Sănătății va finanța spitalele din județul Prahova cu următoarele sume. Spitalul Județean de Urgență Ploiești are o finanțare de 14.717.000, deci 147 de miliarde. Pentru dotare cu echipamente, aparatură medicală, adică mese de operație, instrumentar, aparate de radiologie. Deci sunt mai multe aparate care vor fi finanțate cu o singură condiție. Procesul de licitație să nu fie contestat de milioane de ori, astfel încât să putem finaliza achizițiile în timpul normal.
712 miliarde în zil. Am adus aici 548.000. Spitalul de traumatologie, ortopedia Azuga, 1.343.000. Tolfoi, Spitalul Orășenesc, 1.107.000. Spitalul de psihiatrie Vâlcea, 184.000. Spitalul Municipal Ploiești, 3.702.000. Spitalul Municipal Câmpina, 2.400.000. Pneumoftiziologie Drajna, 315.000. Spitalul de obstetrică ginecologie Ploiești, 4.082.000. Spitalul Orășenesc Sinaia, a făcut o solicitare de 5.437.000 pentru achiziția de aparatură, dar finalul va fi 2.800.000. Licitațiile sunt în curs, au fost demarate? Pentru o parte licitațiile sunt în curs, o parte sunt acorduri cadru deja încheiate și pentru acordurile cadru aparatura va putea fi adusă în spital în maxim 2 luni de zile. Care este bugetul spitalului, per total, pe un an de zile, domnul manager? Dacă vă referiți la partea de investiție, cât intră în spital? Cu tot ce înseamnă salarii pe care le primiți pe linie minister, ce înseamnă investiții, care este bugetul pe un an de zile? Deci, nu la lei. Ca să vă dau cifre exacte. Ca ordin de mărime. Ca să vă dau cifre exacte. Total, domnul director, nu. Avem, trebuie să adunăm câteva cifre pe diferitele surse de finanțare, fără să vă supărați. Nimeni nu calculează așa. Fiecare își calculează suma și proveniența sumei. Scuze, nu stăm să calculăm. Pentru că unele cifre... Haideți că vă spun în cifre macro ca să nu așa, mai luăm detalii de... Deci avem un fond de salarii lunar de aproximativ 11 milioane. Avem un fond pentru funcționare lunar de aproximativ 6 milioane de lei și avem suportul pentru finanțarea cheltuielor de utilitățile, de întreținere și reparații și alte dotări de la Consiliul Județean. Anul trecut a fost 5.500.000, acum 2 ani a fost 9.000.000, an pe an. Iar anul acesta am pus și am prioritizat și am convenit cu și avem suportul Consiliului Județean pentru 8.000.000 de lei pe funcționare. Și un medicament de tot ce înseamnă? Asta în cele 6.000.000 de lei pe funcționare intră și medicamentul. Am înțeles. Deci ne ducem 6 milioane la ce ți-ai sau 8? 6 milioane de lei pe lună. Lunar 17 milioane. Salarii și funcționare înseamnă 17 milioane ne ducem, lunar. Deci ne ducem fără undeva investiții. La peste 300 de milioane de lei pe an. Da, gândiți-vă că este de... un număr de 2167 de salariați care funcționează. Da, eu v-am întrebat pentru că de ani de zile se face această balanță între bugetul unui oraș de nivelul Ploieștiului, 300 de milioane pe an, și bugetul acestui spital. Acest spital are de ani de zile buget egal cu municipiul Ploiești. Și atunci vreau să văd, ba da, 300 și ceva de milioane, bugetul municipiului Ploiești, de asta am pus întrebarea per total, 300 de milioane, bugetul spitalului județean. Dați-mi voie să vă contrazic. Păi, mai spune o dată, domnul manager, dacă ne ducem în 300 de milioane, că așa cum le-a înșirat, așa ne ducem. Nu cred că bugetul primăriei Ploiești poate să fie... 300 de milioane, 308 sau 300... De aparatul propriu. Nu, bugetul municipiului Ploiești. Ce l-a făcut pe domnul doctor Albu să-și reconsidere opoziția? Faptul că a înțeles în final că nu am spus acele lucruri nici eu, nici doamna ministru, astfel încât să considere că dumnealui nu și-a făcut, nu și-a desfășurat bine treaba. Domnul doctor Albu a fost... tot timpul alături de secție și va fi alături de secție și sigur că după discuțiile de astăzi va rămâne și șeful.